Vă salut, prieten, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui Dem. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să adăugați fonturi în Photoshop. Hai să începem! După cum cred eu că știți, Photoshop-ul are un număr limitat de fonturi pe care le putem folosi. Noi vom suplimenta acel număr de fonturi cu ajutorul unor site-uri de pe care o să descărcăm anumite astfel de modele. O să vă arăt în acest tutorial două site-uri, cele mai bune două după părerea mea. Haideți să vă prezint în acest site. Primul pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință se numește dafont.com. Pe acest website avem aici o casetă de unde ne putem alege categoria de fonturi din care o să descărcăm un anumit model. Eu găsisem un font foarte interesant pe această categorie. Acesta este fontul de care vă spuneam. Am dat click pe el și o să apăs butonul download pentru a-l descărca. O să observați că arhiva cu fontul o să vă fie descărcată foarte, foarte rapid. Mie deja mi-a fost pusă pe desktop. Dacă dumneavoastră nu o aveți pe desktop, o puteți trage cu drag and drop sau cel puțin așa ar fi de preferat. O să dau click dreapta pe ea și o să dau click pe Extract to Pack Font. O să-mi fie creat un folder, o să dau dublu click și pe acest folder. Am aici fontul pe care doresc să-l instalez în sistemul meu. Dau dublu click pe el, apăs butonul install, iar fontul în momentul de față mi-a fost instalat. Odată ce o să intru pe Photoshop, o să vă pot arăta că fontul funcționează perfect. Dar până atunci, haideți să descărcăm un font și de pe următorul site. După cum v-am spus și la începutul acestui video, linkurile de la aceste două site-uri le veți găsi în descriere. Am intrat acum pe cel de-al doilea site. Acest site este mai puțin cunoscut, dar după părerea mea este la fel de bun ca primul. Avem aici categoriile din care ne putem alege anumite fonturi. Eu am găsit un font foarte interesant la categoria Techno. Dumneavoastră alegeți orice font sau orice categorie doriți. Acesta este fontul pe care doresc să îl descarc. O să îl descarc apăsând butonul download. De asemenea și pe acest site fonturile se descarcă instant. O să dezarhivez arhiva pe care am descărcat-o puțin mai devreme. Eu o aveam deja pe desktop. După cum v-am spus și la descărcarea anterioară, vă recomand să vă puneți și dumneavoastră arhiva pe desktop pentru a o dezarhiva mai ușor. Am dat și eu click dreapta pe ea și apăs butonul Extract to Games. Mi-a fost creat folderul, dau dublu click pe acesta și deschid propriu zis această pagină. Dau click pe Install. Fontul mi-a fost instalat, acum o să deschid Photoshop-ul și o să vă arăt că cele două fonturi funcționează. O să scot Photoshop-ul din bară și o să vă arăt cum se pot vedea cele două fonturi pe care le-am descărcat în Photoshop. Haideți să vă arăt primul font descărcat, acela se numea Pack Font. L-am găsit, dau Enter, o să scriu cuvântul tutoriale. Avem aici cuvântul tutoriale scris cu ajutorul fontului acesta. Mie personal îmi place destul de mult acest font. Haideți acum să vă arăt și al doilea font pe care l-am descărcat. Acela se numea Games, o să-l caut în această căsuță. Dau Enter, o să scriu la fel cuvântul tutoriale și acesta este un font destul de interesant. Vă aștept și vouă părerea în comentarii și fontul
pe care dumneavoastră îl alegeți dintre acestea două o să fie folosit în următorul thumbnail al meu. Cam acesta a fost tutorialul, eu am fost Damian, sper că acest video v-a fost de folos. Dacă da, nu uitați de like, share și subscribe. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!